Sunt atât de norocos că i-am în viața mea. Ei mi-au dat ce e de ce fusesem lipsit pe nedrept. O familie. Iar familia înseamnă copilărie. Bunicii mei sunt copilăria mea. Fiecare copil merită să trăiască într-un mediu armonios, sigur și protejat. Să crească în familie, în grija oamenilor care îl iubesc și îi vor binele. De ziua copiilor am acceptat invitația CCF Moldova să mă alătur campaniei Povești acasă, cu grijă față de copii. Familiile iubitoare. Familiile care își doresc să-și crească copiii acasă, dar poate nu au toate resursele, trebuie ajutate. Statul își face treaba, dar de foarte multe ori nu este suficient, nu este de ajuns. Și atunci e nevoie de comunitate, de vecini, de societate, de întreaga societate, ca să poată să-i ajute. Haideți în această seară să fim cu toții acei vecini care pot face mai mult pentru o familie. De ce facem acest lucru? Pentru că în viața fiecărui copil trebuie să fie măcar un om căruia îi va fi dor de acel copil. Un om pentru care acel copil va fi universul și va fi cel mai important om. Fără asta ne este greu să creștem.